Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, vă mai aduceți aminte de modelul pe care spuneam că îl urmează Biblia în ceea ce privește genealogiile? Mai întâi este prezentată linia respinsă, cea răzvrătită, pentru că apoi să se concentreze asupra celei alese, linia prin care Dumnezeu împlinește planul său cu privire la omenire. Până acum am vorbit despre linia răzvrătită cu al ei exponent Nimrod, omul care l-a sfidat pe Dumnezeu construind turnul Babel. Dar cam acestea sunt datele cu privire la linia lui Ham. De acum o să privim mai de aproape linia lui Sem, cea care este urmărită pe întreg parcursul Vechiului Testament. Suntem, deci, încă în capitolul 11 al cărții Geneza, mai precis la versetul 10, locul de unde începe prezentarea acestei genealogii. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la 2 ani după potop. Acesta este începutul. În versetele următoare este urmărită această genealogie. La vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Terah. După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit 119 ani și a născut fii și fiice. Observați că la un moment dat este urmărită linia lui Terah. De ce Terah? La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Acum este evident de ce nu e așa. Terah este tatăl lui Avram. Acum, el este cel pe ai cărui urmaș îi vom vedea în continuare. Suntem deci pe linia lui Sem și aceasta este linia pe care o vom urmări în întreaga Biblie, de fapt. Cuvântul lui Dumnezeu urmărește această linie până la cruce, acolo unde este Domnul Iisus. Dumnezeu a ținut ca toate acestea să fie înregistrate. Până acum, Dumnezeu a arătat omului că este păcătos. În Cain am văzut mândria umană, mândrie în care îl ignoră pe Dumnezeu. La potop am văzut gradul de stricăciune la care ajunsese omenirea. Biblia spune că toate pornirile inimilor acelor oameni erau îndreptate spre rău. Ei au fost surzi la cuvântul lui Dumnezeu exprimat prin Noe. Dumnezeu le-a făcut o invitație la izbăvire, invitație pe care au respins-o și de aceea au fost în cele din urmă nimiciți. La turnul Babel suntem confruntați cu păcatul voinței. A putea spune că păcatele celor dinainte de potop erau păcate ale cărnii, iar ale celor de după potop păcate ale voinței. Este adevărat că este destul de dificil să faci astfel de clasificări, dar mie mi se pare că așa stau lucrurile. Oricum, odată cu turnul Babel observăm unirea oamenilor împotriva lui Dumnezeu. Este o întrebare pe care aș dori să ți-o pui, dragul meu prieten. Nu cumva și tu ai construit, sau poate construiești chiar acum, un turn Babel al tău? Mă refer aici la actele noastre de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Nu cred că este prea greu să înțelegem ce înseamnă aceasta. Este vorba de orice act al nostru, orice atitudine în care Dumnezeu este exclus, iar opiniile noastre, dorințele noastre, sunt cele care contează. Este de fapt în natura noastră să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Se spune că un micuț copilaș a fost foarte arțăgos într-o seară, iar mama lui a avut foarte multe probleme cu liniștirea lui. El a supărat așa de tare încât în cele din urmă mama a trebuit să-l pedepsească punându-l la colț. După ce l-a pus la colț în camera lui, mama s-a întors în sufragerie unde era restul familiei. Acum, cred că noi toți cunoaștem ce înseamnă să stai la colț, sau mai bine spus, care este poziția unui copil pus la colț.
Trebuie să stea în genunchi cu fața la perete. Cel puțin aceasta era poziția standard pe care și eu, ca orice copil, am experimentat-o. La un moment dat, mama aude un zgomot venind din camera băiețelului și a întrebat, te-ai ridicat cumva? Iar copilul a răspuns, nu, sunt încă pe genunchi, dar m-am ridicat în interior. În mod fizic, el era pe genunchi, dar atitudinea lui era împotriva acelei pedepse. Cred că așa se întâmplă cu foarte mulți oameni. Poate ei sunt pe genunchi și mă refer la practicile lor, poate sunt religioși, dar în atitudinile lor ei sunt răzvrătiți. Ei au construit propriul turn Babel. Acum, pe măsură ce parcurgem genealogiile care ne duc la Domnul Iisus, vedem urmașii lui Terah. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. Și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Caldeea. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, norusa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Numele Haran înseamnă piedică, dar ceea ce este important aici este faptul că din acest punct se produce un moment de cotitură în istoria Bibliei. Primele 11 capitole au acoperit o perioadă de 2000 de ani, cam tot atât cât are întreaga istoria Bibliei. Comparați numai cei 2000 de ani acoperiți în aceste prime 11 capitole din Cartea Geneza cu 350 de ani cât ne sunt prezentați până în capitolul 50 al aceleiași cărți. În aceste prime capitole am făcut cunoștință cu creația, căderea omului, potopul, turnul Babel. Sunt patru mari evenimente care s-au întâmplat în acest mare interval de timp. De acum însă, intrăm în capitolul 12, capitol din care începe istoria lui Avram. Acest om prin care nu numai Israelul este binecuvântat, ci și restul omenirii. Dar, cum spuneam, de aici parcă se conturează o altă atmosferă. Accentul cade de acum nu atât de mult pe evenimente, evenimente minunate de altfel, ci tot mai mult pe personalități. Sunt patru mari personalități despre care avem informații în Geneza și mai sunt multe altele în restul cărților Bibliei. Pe parcursul primelor 11 capitole, în toate cele patru mari evenimente, Dumnezeu abordează lumea în mod unitar, fără particularizări prea multe. Din capitolul 12, lucrurile se schimbă. De acum ne sunt prezentate anumite personalități, așa cum vă spuneam. În această primă secțiune, respectiv în capitolele 12 până la 23, este prezentat Avram, omul credinței. Din capitolul 24 până la 26 găsim informații despre Isaac, fiul prea iubit. Apoi, următoarele 9 capitole vorbesc despre alesul, dar și pedepsitul Iacov. În cele din urmă, de la capitolul 37 până la ultimul capitol al cărții Geneza, facem cunoștință cu Iosif, cu suferința și gloria acestuia. Acești patru mari patriarhi ne vor ajuta foarte mult în înțelegerea Scripturii. Vedeți, Dumnezeu ne-a demonstrat că El nu se mai poate ocupa de rase de oameni. Aceasta nu pentru că i-ar lipsi puterea să o facă, ci este vorba de păcatul oamenilor care îl împiedică să lucreze. După căderea primului om, am văzut marele păcat al lui Cain. Care a fost păcatul lui? Mândria. Uciderea fratelui lui a venit din pricina mândriei. Multe lucruri rele au ca sursă mândria. Să nu uităm că mândria este păcatul diavolului. Mândria este un păcat al minții. Apoi intervine potopul. Oamenii mâncau, beau, se căsătoreau până în ziua în care a intrat Noe în corabie. Acesta este modul în care Domnul Iisus descrie acele zile. Deci, toate acestea erau satisfacții ale trupului. Oamenii aceștia erau concentrați numai asupra acestor aspecte. Erau păcate ale cărnii. Din pricina păcatelor lor, Dumnezeu aduce potopul. Dumnezeu a avut răbdare cu acei oameni. Poate că potopul trebuia să vină încă de când a fost Enoch luat la ceruri, dar Dumnezeu a așteptat până a murit și Metusala. Apropo,
El este omul care a trăit cel mai mult pe pământ. Dumnezeu a așteptat atât de mult nu pentru că nu voia să-i prăpădească pe cei oameni. Pentru ei ar fi avut soluții Dumnezeu. Putea să ia la el cum l-a luat pe Enoch sau putea să-l pună în corabie cu Noe. Nu Metusala era problema lui Dumnezeu. Problema era că el îi iubea pe acei oameni, pe contemporanii lui Metusala. Avea răbdare cu ei, dorea ca aceștia să se întoarcă din stricăciunea lor și el, Dumnezeu, ar fi fost gata să ierte. Să nu uităm că timp de 120 de ani a construit Noe la arcă și în tot timpul acesta le-a vorbit despre Dumnezeu. Problema este tot a oamenilor care sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Urmează apoi momentul turnului Babel. Este momentul în care nimeni nu căuta fața Domnului. Acesta este momentul în care Dumnezeu își îndreaptă atenția către persoane credincioase și nu către seminții. Nu cred că sunt în măsură să dau un calificativ pentru această soluție, dar cred că era cea mai bună din moment ce Dumnezeu a ales-o. Din acest om, Dumnezeu aduce o națiune, națiune din care va veni un răscumpărător. Atunci când Dumnezeu l-a ales pe Avram, el a ales un om credincios. După standardele oricărui om, Avram a fost un om mare. Cred că este printre cei mai mari oameni care au trăit pe pământ. Cred că este printre cei mai cunoscuți. Cele trei mari religii ale acestei lumi, iudaismul, islamul și creștinismul, își au originile în Avram. Sunt milioane de oameni în Asia și Africa care au auzit de Avram fără să fie auzit de vreuna din personalitățile de astăzi ale lumii. Cred că unul din elementele definitorii pentru un mare om este faima, ori Avram o are din plin. Un alt element al unui mare om este noblețea caracterului, generozitatea lui. Vă puteți imagina pe cineva mai generos decât Avram? Eu am dubii că există cineva care ar face ceea ce a făcut acest om. La un moment dat, servitorii lui ajung în conflict cu servitorii nepotului său Lot. Ca să evite conflictul, Avram îl invită pe Lot să-și aleagă o zonă pe care vrea să o locuiască, iar el, Avram, se va mulțumi cu ce va rămâne. Ce om de afaceri credeți că ar proceda astăzi așa? Nici în biserici nu prea găsim astfel de persoane, cu atât mai greu în afara ei. Atunci când îi ajută pe regii Sodomei și Gomorei să învingă în luptă, nu vrea să ia nimic din prada de război pentru că orice lucru în care era implicat era un lucru în care el se încredea în Dumnezeu. Un alt aspect care trebuie să se întâmple cu un mare om este evenimentul istoric. Napoleon a spus că un om mare trebuie să aibă un destin pe măsură. Avram a avut un destin extraordinar. Cred că toată lumea va fi de acord cu ceea ce am spus despre ceea ce distinge o personalitate de restul oamenilor din marea majoritate. Acum o să adaug un element nou, cu care nu știu câți vor fi de acord. Pentru ca un om să fie mare, el mai trebuie să fie și un om al credinței. Veți vedea că toate marile personalități ale acestei lumi, chiar dacă nu sunt creștini, au ceva în care cred. Biblia ne spune că Avram a fost un om al credinței. Pe măsură ce vom parcurge aceste capitole ale Genezei, ne vom convinge din plin de acest lucru. Sunt 7 momente în care Dumnezeu se arată acestui om, de fiecare dată aducându-l la un pas superior al credinței. Aceasta nu înseamnă că Avram a fost perfect. De fapt, chiar a falimentat de mai multe ori. Dumnezeu l-a trecut prin 4 probe mari și a eșuat în fiecare dintre ele, dar asemenea lui Simon Petru, ucenicul Domnului Iisus, s-a ridicat, a scuturat praful și a luat-o de la capăt. Este un exemplu pentru noi toți. Dacă ai fost atins de Dumnezeu și ai căzut, El îți oferă posibilitatea să începi din nou. Este un lucru pe care îl vom vedea în cazul lui Avram. Să vedem însă cum a început întreaga istorie. Primele versete din capitolul 12 ne oferă 3 aspecte ale promisiunii pe care Dumnezeu o face lui Avram. Aceasta este de fapt cheia Bibliei. Restul nu este altceva decât desfășurarea acestor promisiuni. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Primul aspect implicat în promisiunea lui Dumnezeu este țara. Dumnezeu îi spune lui Avram că îi va arăta o țară pe care i-o va da.
Cel de-al doilea aspect este cel legat de națiune. Dumnezeu îi promite că va face din el o mare națiune. Oricine va binecuvânta pe Avram va fi binecuvântat și oricine îl va blestema va fi blestemat. De asemenea, Dumnezeu îi promite că îl va face o binecuvântare. Avram va deveni o binecuvântare pentru toate familiile lumii. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Acum cred că se ridică o întrebare. A făcut Dumnezeu bine că a făcut asemenea promisiunea lui Avram? În ceea ce privește națiunea, cred că într-adevăr Dumnezeu a scos o mare națiune care poate să reclame un trecut îndepărtat și bogat în moșteniri. În ceea ce privește binecuvântarea pe care el o va aduce lumii întregi, trebuie să ne aducem aminte că Avram este strămoșul pământean al Domnului Iisus Hristos, iar Domnul Iisus este o binecuvântare pentru întreaga lume. Nu cred că este vreun dubiu cu privire la aceasta. Problema apare însă când ne referim la aspectul legat de țară. Dumnezeu a promis că îi va da o țară pe care el și urmașii lui o vor moșteni. Ce se întâmplă astăzi? Urmașii lui Avram se luptă să țină cu dinții de o fărâmă de țară pe care și alții o vor. Unii au spus, nu cred că Dumnezeu a procedat bine când a făcut această promisiune lui Avram. Eu aș spune că nu trebuie să ne grăbim cu evaluările. Nu știu dacă citind Biblia ați observat că obținerea acestei țări era condiționată de ascultare. Ori nu cred că poporul evreu, urmașii lui Avram de astăzi, se pot considera ascultători de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu face exact ceea ce a spus că va face. Cred că va veni ziua când și această ultimă promisiune se va întâmpla. Iar atunci când acest lucru se va întâmpla, nu va mai fi o fărâmă din țara promisă lui Avram, ci va fi toată țara cuprinsă între Eufrat și până la sud de Egipt. Ei n-au ocupat niciodată această țară pe care Dumnezeu le-a promis-o. Nici chiar la apogeul prosperității lor n-au ajuns la ceea ce Dumnezeu le-a promis ca binecuvântare. Dar atunci când vor asculta de el, se va împlini acest lucru. Vedeți, aceasta nu este o problemă în care Națiunile Unite pot interveni. Nici Statele Unite, nici Rusia și nici altcineva. Aici este numai Dumnezeu cel care poate interveni și care o va face la momentul pe care el îl va considera oportun. Acestea sunt promisiunile pe care Dumnezeu îi le face lui Avram. Care este răspunsul lui Avram față de această propunere? Observați că primul verset spune, Domnul zisese lui Avram. Noi știm din alte informații pe care Biblia ni le oferă că Avram a fost chemat de Dumnezeu pe când locuia în țara Ur, în Caldeea. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte să se așeze în Haran și i-a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Ceea ce avem aici este un act de ascultare din partea lui Avram, chiar dacă nu este unul total. Este adevărat că Avram a părăsit casa sa, afacerile pe care le avea acolo, dar în ceea ce privește familia lui, a făcut o excepție de la chemarea pe care o făcuse Dumnezeu, luându-l cu el pe nepotul său, pe Lot. O întrebare care se ridică aici este legată de motivul pentru care Dumnezeu îi cere lui Avram să plece din țara lui, din țara în care era, să-și lase familia, să se mute de acolo. De ce a făcut Dumnezeu acest lucru? Cred că răspunsul îl găsim în cartea lui Iosua, la capitolul 24, în versetul 2. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor dumnezei. Acei oameni din care provenea Avram erau idolatri. De fapt, cam așa era întreaga lume la acea oră. Dumnezeu n-avea decât două alternative. Fie să procedeze așa cum a făcut, chemându-l pe Avram de acolo, fie să distrugă și de această dată lumea cu totul și apoi să o refacă. Eu nu mă bucur că Dumnezeu a procedat așa cum a făcut-o. Dar să mergem mai departe și să urmăm textul biblic citind versetele 4 și 5. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran.
au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Se pare că este ceva timp care trece între momentul în care Avram a auzit chemarea lui Dumnezeu și momentul în care el a ascultat. N-a fost decât un timp în care Avram a întârziat binecuvântările pe care Dumnezeu dorea să îi le dea. Cred că din aspectul acesta trebuie să învățăm și noi ceva. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate de răspunsul nostru, de ascultarea noastră. Dumnezeu nu i s-a mai arătat lui Avram până n-a ajuns în Palestina. Mai rău este că ascultarea lui n-a fost totală. Lot, nepotul lui, îi va da multe bătăi de cap, așa cum o să vedem. Dar despre ce se întâmplă în Canaan o să vorbim în viitoarea noastră întâlnire. Cred că este important să reținem, dragi ascultători, că Dumnezeu începe să desfășoare planul mântuirii, planul mântuirii acestei lumi, al fiecăruia dintre noi, alegând un om din care să aducă apoi binecuvântarea pentru întregul pământ. Avram este omul care l-a ascultat pe Dumnezeu și renunță la tot ce avea pentru Dumnezeu. Este un lucru deosebit faptul că Avram a ascultat. Chiar dacă ascultarea lui nu a fost totală, se pare că a fost cea mai bună la acea oră. De apreciat este din nou harul, iubirea și înțelegerea pe care o arată Dumnezeu și în această situație față de oameni. Acest timp de har este și astăzi valabil pentru fiecare dintre noi. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este ascultarea. Dragul meu prieten, ești gata să răspunzi și tu acestei solicitări? Să ne ajute Dumnezeu pe toți să o facem. Fiți binecuvântați! Fața ta vreau să o văd, Doamne, să fiu cu tine mereu. Să cânt cu îngerii din ceruri slavă celui preanat. Să aud atunci când tu îmi vorbești și mi-arăți chemarea ce mi-ai dat în viața mea.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.